Autoritățile ruse gestionează un nou dosar penal împotriva liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Este vorba de 28 de capete de acuzare vizând contrabanda și punerea în circulație ilegală a drogurilor, potrivit rbk.ru. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, dosarul a fost pornit contra liderilor și participanților grupării criminale transnaționale care a organizat un canal de contrabanda a unor cantități deosebit de mari de droguri de tip hașiș din Africa de Nord, în tranzit prin țările Uniunii Europene europene către țările CSI, drogurile fiind vândute inclusiv pe teritoriul Federației Ruse. PDM a reacționat la dosarul deschis în Rusia pe numele fostului lider al formațiunii Vlad Plahotniuc și a fostului deputat Constantin Tsuțu. Zilele acestea Vlad Plahotniuc plătește prețul refuzului de a lăsa Republica Moldova în mâinile Rusiei și ale marionetelor sale de la Chișinău. Dosarele deschise la Moscova și cele care se pregătesc la noi în țară sunt consecințele faptului că domnul Plahotniuc nu a fost de acord cu planul COZAC de federalizare și că a demascat finanțarea. Ilegala socialiștilor susține portatorul de cuvânt al PDM Vitalie Gămurari. Murari.